conectați la două surse de apă. Așa. Una e localitatea și orice fântână periodic, din cauza apelor fluviale, poate fi când bună, când rea, izvorul. Și atât, noi, dacă la începutul anului școlar am avut apa conformă, din sursa proprie. Pentru că noi avem sursa proprie, o folosim doar la alimentare. Sursa a localității o folosim la băi și deja copiii spală mâinile. Aici e din sursa proprie. Asta e din sursa proprie. Da, și folosesc numai pentru spală mâinile. Da, asta e din sursa de la aqueduct. De la aqueduct este blocurile de studiu. Numai acolo avem sursa din localitate și e conectată la băi. Numai la băi. Noi nu folosim, da. Adică, deja noi, da, spălat și deja se scurgă, dar noi nu suntem siguri câteodată că și copiii nu mai încearcă să mai... Pentru noi nu le permitem. Noi nu le permitem să bei apă din sursele noastre, dar nu, le spunem să vină cu apă din recipienti proprii de acasă. Și le-am explicat, vin o parte... Dar chiar dacă îi văd că noi le-am pus și pe ușa atenționare și chiar dacă îi văd că vin, eu le explic că chiar și acasă tu te acomodezi la compuși chimici deja apii de acasă. Apa de la noi schimbă și nu vrem că tu azi ai băut de acasă, mâine bei din sursa asta, e diferită. Și de atâta le spunem cu care apă te-ai deprins, ar fi bine să iei de acasă, într-un stic. Mâncarea noi o facem amâia cu apă procurată. Început de săptămâna trecută, deci noi am fost anunțați pe data de 28, pare mi se. De cine ați fost anunțați? De ANSA, că la noi apa nu-i conformă. Adică am avut, da, am preluat niște probe la alimentare și s-a stabilit că apa nu-i conformă. Noi ne alimentăm din sursa proprie. Da, sursa proprie. Dar asta de la aqueduct, noi nu avem niciun certificat care să ne confirme că e bună sau nu e bună. Și noi nici nu folosim. Din cauza asta nu riscați cu copiii. Fiindcă noi trebuie să achităm suplimentar încă probele să o folosim, dar noi nu avem. Noi deja o luăm în butelii cât avem nevoie după necesarul. Ea ne ies undeva la vreo 150 de lei pe zi. Bine, ce fără de apă? Apaon. Apaon, de sticle, îmbuteliate, din ouă. Cine achită? Din bugetul școlii achită. Am înțeles. Chiar și apa care o folosim la băi, care e din sursa localității, noi tot o achităm 60 de lei metru cub de apă. Dar adică nu riscați, nu aveți probe și nu riscați ca să... Nu, și nici nu avem sursa până la cantină chiar, fiindcă când a fost conectată sursa, traseul venea numai în bloc de studii și ne-am folosit doar de... O folosim doar la băi. Am gândit că să ne conectăm cu timpul, dar deja să ne asigurăm că e bună, pentru că până acum au fost mai mult tehnică, după cât să mergi. Anterior, până la comunitate. Da, la comunitate, da. Cum ați înțeles că e mai mult tehnică? Nu, anterior au fost, adică când au fost dat în exploatare iarna, eu atunci m-am mirat că s-a dat drum iarna. Stăia și oricum noi la jumătate de an n-am riscat să începem a ne gândi că să schimbăm traseul sau altceva. Noi n-am venit degeaba în sat, de legătură cu apa și din câte am înțeles, totuși este nociv, nu e bună, nu este potabilă. Ați auzit ceva? Da, am auzit că nu este conformă alimentării și... Într-adevăr, vreau să vă spun că ca conducător de instituții care în fiecare an, cel puțin de două ori, prevala proba la apă, știu ce înseamnă a compuși chimici, biologici, care pot fi dăunători alimentației populației. Sunteți profesoare de biologie? Nu, dar în sensul că deja știu că dacă nu conține una sau alta, deja noi nu putem să alimentăm copii și suntem puși în situația de a găsi
găsi alternative. Sau să procurăm, sau să sistem chiar procesul de alimentare. Ceea ce deja ne pune în situația ca nu asigura copiii cu un dejun cât de cât pentru fiecare zi. Și deci am trecut la situația, am ameliorat situația prin a procura apa. Este costisitor oricum chiar și apa asta nepotabilă, să-i spunem așa, fiindcă noi achităm 60 de lei metru cub ca instituție publică și încă cu apă nepotabilă și încă și când iată în alte localități, chiar și la nivel de localitate, metru cub este mult mai ieftin. La noi e foarte scump, nu știu din ce cap. Am ținut tot timpul cont să avem noi sursa noastră asigurată cu ceea ce trebuie. De ceea ce le propunem copiilor. Dar rest, populația de multe ori nu este cunoscută de fapt despre faptul că ar trebui periodic să mai ducă să-și verifice singur chiar. Eu locuiesc în altă localitate și știu că atunci când văd că nu e problema bună, am dus noi singuri ca persoane cu interesate. Dar lumea de multe ori se consideră că sunt creduli. Îi cred pe cei care sunt pus la dispoziție niște acte și ei cred, dar nu tot timpul ceea ce se spune corespunde realității. Deci cu referire la acveductul care deja e pus în exploatare în localitate, eu am fost îngrijorată, de exemplu, de faptul că necunoscând nemijlocit locul de unde el pornește acest traseu, din spusele colegilor am aflat că este într-o zonă imediat apropiată cu o fermă, cu o fostă fermă și care și la moment ceva este acolo. Și știind că chiar în zona unde noi locuim, apa nu este atât de conformă pentru alimentație, cu atât mai mult, nu știu cât de riscant a fost pentru cei care au propus să se preia, să se construiască aceste puțuri, să-i spunem așa, de apă, uite, din zonele unde s-au pus în exploatare. Și, deci, colega secretara instituției spunea, de fapt, că în primele zile, când s-a alimentat, puteți să vorbești cu dumneavoastră, că parcă mânca rugină. Nu, deci chiar în primele, puteți să discutați cu noi.